singur ăsta împreună, fără niciun fel de referit, care este, până la urmă, poate să producă problema pe piața competiției. Deci, închei spunându-vă că noi suntem partea soluției și nu partea problemei și venim nu numai cu expertiză, dar venim și cu resursele financiare din spate. Prin susținerea pieței atâta timp cât statul nu ne poate da banii, pe de o parte, și pe de altă parte prin educarea celor prescriptorilor. Am făcut propuneri Casa Națională de Asigurări să nu se mai prescrie în afara indicației. Și să facem noi acest lucru, educarea medicilor și ei să vină apoi cu legea. Totul este care să fie acceptat. Vă mulțumesc. Centralizare, dacă credeți că managementul spitalelor va fi mult mai eficient în urma numirii consiliului de sine sau răscare și în același timp, pe termen lung, în urma centralizării, dacă credeți că se vor respecta două principii de bază, echitatea în finanțare și sustenabilitatea finanțării serviciilor medicale. Deci centralizarea nu a afectat major modul în care sunt finanțate spitalele la ora actuală. Ele nu sunt finanțate la fel ca și acum de Casa de Asigurări, în cea mai mare parte, și de Ministerul Sănătății pe programe. Ceea ce s-a sperat a fost ca autoritățile locale să se implice mai mult în finanțarea, nu știu, în loc să schimbe volurile, să spună panseluțe de 5 ori pe săptămână, să bage și niște bani în spital. Trebuie să vă spun că autoritățile locale aveau un patrimoniu spitalului și până acum. Și puteau să facă acest lucru și până acum. Dar nu l-au făcut. Noi sperând, am sperat că gândurile și managementul spitalelor, ca să spunem pe dreapta, și controlul licitațiilor, or să bage și banii de data asta. Mulțumesc că o întrebare aici și una scurt aici și am terminat. Mulțumesc. Da, întrebare. Eu lăsat numite sugestii, pentru care am și venit aici. Eu vorbesc în dublă calitate. Fost profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică, unde am adus pentru prima dată în România o disciplină nouă de fizică medicală care am implementat-o și după aceea ea se înscrie la celelalte universități. Și în al doilea rând m-am dat din partea directorului general al BIFIN, IFA, de la Măgurele, și președintele Societății Române de Fizică, Nicolae Zanfir, s-a adus la cunoștință că Măgurele revine la ceea ce profesorul Cuvei, când a ființat IFA, a făcut aplicațiile fizice în domeniul medical. Respectiv, acum așa cum Popescu a spus, a făcut de servicii medicale, s-a contractat cu Baby Cyber, cum se numit, pentru prepararea de radiofarmaceutice, respectiv, se folosește pentru detectarea cancerului de prostată. Dacă vrei să faci așa ceva în România, nu se poate, te duci în Ungaria sau în Turcia, cel mai putut, contra 1500 de euro taxa respectivă, plus cheltuielile de transport și de întreținere. Deci, din proprie inițiativă, am făcut acest lucru în reință uriașă în privința strategiei sănătății pe care nimeni nu crede. Ce să spun? Medicamentul, bani, sau cum spunea domnul profesor Prădescu, în momentul în care vrei să faci la fără bani, nu se va de face. Așa că noi m-am distrat foarte mult. Deci, eu am venit să vă rog să atrag atenția că plecând de la raportul Comisiei Prădescu, un sistem sanitar centrat pe nevoile cetățenilor, unde la recomandarea 18 se vorbește de resursele umane, echipament și aparatură medicală și sistemul de promovare profesională și pentru încurajarea forței, că la momentul actual este descurajată forța de muncă respectivă, ca să faci ceva nou, la noi în țară problema fizicii medicali, un fizician medical, ca să spun, calificat după denumirea, după definită internațională pentru o informare generală, include fizica radiologică de diagnostic, numite și fizica imagistică de diagnostic, fizica imagistică ce folosește rezonanța magnetică nucleară, medicina nucleară. Ca să conchid, fac
un apel ca să sprijiniți demersurile noastre pe această, aceste discipline, de exemplu, s-a desfințat. Comunitatea din București a desfințat de la Dezimia. Noi facem demersurile și ne avem la Dezimia. Trebuie să-i importăm, așa ceva. Nu mă interesează. Este un urmăr, un minister care să aibă un supervisor și să lase liber să dezvolte acest lucru. Fără asta, suntem jos de tot. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Încerc să închei din cauza asta. Foarte, foarte scurte, două întrebări la dumneavoastră și la România. Cum vedeți retribuirea medicilor după numărul de servicii furnizate în cadrul spitalelor? Și dacă aveți un punct de vedere sau credeți că s-ar putea soluționa în viitor concurența nereală pe care o fac medicii care lucrează la stat, în spitale și au cabinete în privat și își dispensarizează pacienții sau din privat operații, reinternează la stat când sunt situații foarte grave. O să vedeți că scoate Ministerul acolo la concurs 2000 de posturi și o să se prezinte 30 de doctori. Pentru că posturile sunt în zone care nu se poate practica medicină. Nu se poate practica meseria cea mai. Deci, condițiile de lucru. De aceea, noi am sperat că pe lângă decentralizare vom asista și încercăm să presăm pe putem pe concentrarea spitalului, în sensul că desfințarea celor mici și concentrarea asistenței în alea mari, unde se poate practica meseria. Și al treilea element este problema carierei universitare, putem marcată de corupție și motiv pentru care oamenii, decât să-și plătească posturile pe aici toată viața, preferă să plece direct dincolo. Ca să revin la salarii. Așa cum am mai spus, salariile în sănătate reprezintă la ora actuală 50-60% din bugete. Ca să putem crește salariul măcar la jumătate, diferența de salarii e cam de 10 ori dincolo. Ca să le aducem măcar la jumătate din salariile de jucolo, ar trebui să colectăm în sănătate de 5 ori mai mult bani. Adică să creștem contribuția de la 5 la 20%. Credeți că populația ar ține acolo să plătească 20%? Nu. Și atunci soluția asta e exact în ceea ce am spus. În dezvoltarea pieței și în transformarea, în primul rând, a spitalelor în ONG-uri, în fundații. Pentru că atunci, dumneavoastră nu trebuie să fi plătită după legea salarizării, veți face negociere directă cu spitalul. Spitalul, nu știu dacă ceea ce spun este corect, dar la un moment dat țin minte că spitalul universitar, cel din București, pe secția de ginecologie cu 50 de paturi, avea 60 de ginecologi. Dar dacă ar fi 3 care să facă operații și să facă 10-15 pe zi și unul face o singură operație, pentru ce ține? Pentru ce plătim statul? Pentru că avem o legea salarizării și un contract. Da, dacă s-ar putea să fie plătit în funcție de serviciile care le fac. 9 chirurgi într-o secție, 3, operează 60%. Deci, soluția este tot în măsură de piață. Schimbarea modului în care sunt administrați banii sănătății. Da. Bani mai mulți nu vor fi, că n-au de unde să fie. Vreau să spun un lucru care lumea, puțină lume îl conștientizează. În sănătate și așa puțin cât bani se dau. Și în educație, cumulat, se dau 10% din PIB. 10% din PIB înseamnă că 30% din buget. 30% din buget se duce în sănătate și în educație. De unde să dăm mai mult? E nerealist să credem că statul va putea pune mai mulți bani decât dacă mărim taxele. Și atunci soluția este în mecanismele de piață. Și am mai dat câteva soluții. Acum, dacă vreți să vă politică pentru a le implementa... Concurența neloială? Concurența neloială, noi de principiu, am fost de acord cu... Noi înseamnă că am stat de acord cu Cristi Bădescu. De principiu.